Har, pace și biruințe de la Domnul. Doresc, iubiții Domnului, să vă binecuvintez în această zi, în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Și aș vrea, iubiții mei, că la început de an, am intrat în acest an, doresc ca Bunul Dumnezeu să binecuvinteze fiecare inimă, fiecare familie în parte. Și dorința mea pentru acest an în care am intrat este ca toți împreună să lucrăm în via Domnului, ca toți să ne punem în slujba lui Dumnezeu și să umblăm cu Dumnezeu de astăzi înainte, dacă până acum nu am făcut acest lucru din toată inima și din tot cugetul nostru și din toată puterea noastră. Dorim ca de astăzi înainte, dorim să lucrăm pentru Domnul și Domnul să fie slăvit în toată lucrarea Lui. Iubiții Domnului, vă citi un cuvânt din Cartea Geneza, din capitolul 5, versetul 24, și după aia vă citi din 6 cu versetul 9, și Dumnezeu să fie slăvit în toată lucrarea Lui. Geneza, capitolul 5, cu versetul 24, spune așa: Enoch a umblat cu Dumnezeu, apoi nu s-a mai văzut, pentru că l-a luat Dumnezeu. Geneza 6, cu versetul 9, spune: Noe era un om neprihănit și fără patră între cei din vremea lui. În vremea lui, Noe umbla cu Dumnezeu. Iubiții Domnului, cum am spus, am vrea ca în acest an și de astăzi înainte, nu numai acest an, de astăzi înainte până la sfârșitul zilelor noastre, să umblăm cu Dumnezeu, să umblăm cu Dumnezeu și să răspădim în jurul nostru dragoste și iubire față de aproapele nostru, să răspândim în jurul nostru dragostea și mirosul lui Dumnezeu, mirosul Raiului. De ce vreau să spun cuvintele acestea? Pentru că lumea are nevoie de Cuvântul lui Dumnezeu, dar are nevoie de Cuvântul lui Dumnezeu așa cum l-a lăsat Duhul Sfânt apostolilor, iubiții mei. Lumea are nevoie de Cuvântul lui Dumnezeu curat, nu răstălmăcit după cum ne cade bine nouă. Și Dumnezeu să facă din noi lucrul acesta, să umblăm cu Dumnezeu și să umblăm pentru Dumnezeu, să strângem împreună cu El, să nu risipim timpul acesta de har care Domnul ne l-a lăsat, slăvit și lăudat să fie numele Lui Iisus Hristos. Spune cum Dumnezeu: Noe era un om neprihănit și fără pată între cei din vremea lui. Noe umbla cu Dumnezeu. Iubiții Domnului, pe noi cine împiedică să fim niște oameni neprihăniți, fără pată între oamenii din ziua de astăzi? Nu te împiedică nimic. Pe mine la fel nu mă împiedică nimeni și nimic. Ne poate împiedica o inimă rea și necredincioasă ca să umblăm cu Dumnezeu. Dar eu vă doresc și vă binecuvintez în această zi, în numele Domnului nostru Iisus Hristos, și doresc ca Duhul Sfânt să ne cerceteze pe fiecare în parte și să facem să fim din aceia care umblăm cu Dumnezeu, să fim din aceia neprihăniți și fără pată în vremea aceasta, în mijlocul neamului acesta, și Dumnezeu să fie cu noi, cu toți. Voi merge mai departe, voi știți de mai multe lucruri și poate la început nu veți înțelege ce legături au lucrurile acestea, dar le veți înțelege, iubiții Domnului, pentru că așa am primit învățătura aceasta din această zi și dacă așa am primit-o, așa vă transmit și vouă, și Dumnezeu să fie slăvit și lăudat în toată lucrarea Lui. Voi citi un alt cuvânt din Psalmul 34, deci Psalmul 34, la versetul 8, la versetul 17, slăvit să fie Domnul. Și cuvântul Domnului spune așa: Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în El. Temeți-vă de Domnul, voi sfinții Lui, căci de nimic nu duc lipsă și ei și se tem de El. Iubiții mei, hai să gustăm și să vedem ce bun este Domnul. Domnul este bun pentru că Dumnezeu în dragostea Lui
El ne-a iubit întâi și a dat pe singurul Său Fiu. El la Golgota ne-a răscumpărat din păcat. Și cum nu putem să gustăm noi din această bunătate, din această dragoste care El a avut-o pentru noi? Deci noi n-am făcut nimic pentru dragostea care Dumnezeu și-a arătat-o pentru noi și-a dat pe singurul Său Fiu. De aceea se spune cuvântul să gustăm și să vedem ce bun este Domnul. Cuvântul Domnului mai departe spune în versetul 10, puii de lei duc lipsă și le este foame, dar cei ce caută pe Domnul nu duc lipsă de niciun bine. Veniți, fiilor, și ascultați-mă, căci vă voi învăța frica Domnului. Iubiții Domnului, frica Domnului nu este o frică din aceea, cum am mai vorbit și în alte rânduri, o frică de iad sau o frică de Domnul că El ne va lovi. Frica Domnului trebuie să fie o frică sfântă și curată, să fie o frică și din dragoste, frica aceea de a nu păcătui, iubiții mei. La acest lucru să ne ajute Dumnezeu, să avem această frică sfântă de a păcătui înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu să fie slăvit. Cine este omul care dorește viața și vrea să aibă parte de zile fericite? Ferește-ți limba de rău și buzele de cuvinte înșelătoare. Iubiții Domnului, doresc ca în acest început de an, ca din această zi încolo, să-L iubim pe Domnul, să-L iubim pe Domnul din toată inima și să ne ferim limba de rău și buzele de cuvinte înșelătoare. Cuvântul Domnului mai departe spune, depărtează-te de rău și fă binele, caută pacea și aleargă după ea. Iubiți Domnului, cum am spus, avem această frică de Domnul de a păcătui, să ne depărtăm de rău și să facem binele, să căutăm pacea, să alergăm după ea, iubiți Domnului. Și ochii Domnului sunt peste cei fără prihană și urechile Lui iau aminte la strigătele lor. Cum am spus la început, cine împiedică pe noi să se vorbească și despre noi cum s-a vorbit despre noi, despre Enoch? De să umblăm cu Dumnezeu, să fim fără prihană în timpul acesta și cum spune Scriptura, au zis să ne mântuim de mijlocul acestui neam ticălos. Iubiți Domnului, haideți să fim din aceei fără prihană, ca ochii Domnului să fie peste noi, slăvit să fie Domnul. Domnul își întoarce fața împotriva celor răi, ca să le șteargă pomenirea de pe pământ. Când strigă cei fără prihană, Domnul aude și îi scoate din toate necazurile. Domnul este aproape de cei cu inima înfrântă și mântuiește pe cei cu duhul zdrobit, slăvit să fie Domnul. Iubiții Domnului, iubiții Domnului, cuvântul Lui spune când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl ascultă și îl scoate din toate necazurile lui. Haideți să stăm înaintea lui Dumnezeu, să stăm cu teamă sfântă, să ne ferim de rău și Domnul să fie slăvit și lăudat în toată lucrarea Lui. Voi citi un alt cuvânt din cartea Eclesiastului, din capitolul 7, voi citi versetul 3, 4, 9 și 20. Și doresc ca Dumnezeu să lucreze în mai departe la inimile noastre, să le întărească și acest îndemn din această zi să ne facă mai buni, mai drepți și Dumnezeu să fie slăvit. Amin. Mai bună este întristarea decât râsul, căci prin întristarea feței inima se face mai bună. Inima înțelepților este în casa de jale, iar inima celor fără minte este în casa petrecerii. Nu te grăbi să te mânie în sufletul tău, căci mânia locuiește în sânul nebunilor. Fiindcă pe pământ nu este niciun om fără prihană care să nu facă binele fără să păcătuiască. Iubiții Domnului, de ce am citit aceste cuvinte? Nici eu nu le-am înțeles de la început, dar le-am înțeles pentru că am auzit de mai multe ori învățături din acestea că întâi trebuie să stai să te sfințești înaintea Domnului, să te curățești. Nu spun că nu este bine, spun că este bine. Dar ce spunea în continuare, că dacă tu nu stai să te sfințești, nu stai să te curățești, Domnul nu privește la tine. Cuvântul lui Dumnezeu vorbește destul de clar, căci El a venit să mântuiască pe cei pierduți, dintre care cel din tâi spun eu în această zi. Și Dumnezeu să fie slăvit.
Domnul n-a venit să caute pe cei neprihăniți, pentru că El știe că sunt ai Lui. El a venit să caute pe cei păcătoși, pe cei pierduți, iubiții Domnului. De aceea am spus că ce ne face să nu putem să fim și noi neprihăniți în timpul acestea, decât o inimă rea și necredincioasă ne poate abate de dragostea lui Dumnezeu. Iubiții Domnului, cum spune aici Eclesiastul, fiindcă pe pământ nu este niciun om fără prihană care să facă binele fără să păcătuiască. Iubiții Domnului, noi suntem carne, noi suntem pământ, Dumnezeu știe din ce suntem făcuți. De aceea ochii Domnului sunt mereu peste noi și sunt cu milă și cu dragoste, pentru că știe că suntem slabi, știe că suntem neputincioși. Deci nu este, cum spune cuvântul Eclesiastul, nu este niciun om neprihănit să facă binele fără să păcătuiască. Păcătuim cu ochii, cu gura, cu orice lucru slab, dar păcătuim. Dar Dumnezeu, în dragostea Lui, El ne iubește. Slăvit și lăudat să fie Domnul. Voi merge mai departe cu citirea cuvântului din această seară, iubiți Domnul, și voi merge în Cartea Galatenilor, în capitolul 5, și am dorit ca în acest an să fim plini de Duhul Sfânt, să fim plini de roada Duhului Sfânt. Doresc ca să fim neprihăniți, doresc să lucrăm pentru Domnul și Dumnezeu să fie slăvit în toată lucrarea Lui. Glorie și mărire numelui Său cel Sfânt. Iubiți Domnului, vă știți din Cartea Galatenilor, din capitolul 5, de la versetul 22 la 26, cuvântul lui Dumnezeu vorbește așa: roada Duhului dimpotrivă este dragostea. Iubiți Domnul, aș dori ca în acest început de an să fim plini de dragoste, să răspândim dragoste în jurul nostru, să avem dragoste pentru frați, să avem iubire pentru oameni, iubiți Domnului, să avem bucurie, să răspândim bucurie în jurul nostru, să nu mai răspândim tristețe, să nu mai fim din aceia care suntem morocănoși, care nu ne convine niciun lucru, să fim din aceia, iubiții mei, care răspândim dragoste, să avem pace, să fim din aceia care răspândim pace în jurul nostru, care să avem pace pentru toată lumea, iubiții Domnului, să avem îndelungă răbdare, iubiții Domnului, să fim îndelungi răbdători cu toți aceia care se departe de multe ori de cuvântul lui Dumnezeu, să fim de lung răbdători cu toți aceia care ne cer o învățătură și nu cunosc cuvântul lui Dumnezeu, și Dumnezeu să ne facă să fim îndelung răbdători, slăvit și lăudat să fie Domnul. Iubiții Domnului, să avem bunătate, să fim plini de bunătate în acest an, iubiții Domnului, să arătăm bunătate la toți cei din jurul nostru, să avem facere de bine, să facem bine, Doamne, iubiții Domnului, la toți cei care trec prin nevoi, să facem bine la toți cei care au nevoie, iubiții Domnului, să avem credincioșia, să fim credincioși în toate lucrurile, slăviți să fie Domnul, blândețea, să fim blânzi și iubitori, iubiții Domnului, și înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege, spune cuvântul lui Dumnezeu. Iubiții Domnului, să ne ajute bunul Dumnezeu ca începând din această zi, la început de an nou, să ne înfrânăm poftele de la tot ce este neplăcut înaintea lui Dumnezeu, să ne înfrânăm poftele în toate lucrurile, iubiții Domnului, la tot ceea ce crezi că nu este plăcut lui Dumnezeu, să ne înfrânăm și Dumnezeu să fie slăvit și lăudat în toată lucrarea Lui. Versetul 24 mai departe spune: cei ce sunt al lui Hristos Iisus și au răstignit firea pământească împreună cu patimile și cu poftele ei. Iubiții Domnului, deci dacă noi ne batem cu pumnul în piept și spunem că suntem al lui Hristos, noi trebuie, iubiții Domnului, ca să avem firea aceasta răstignită, să ne răstignim poftele noastre
Și Dumnezeu să fie slăvit și lăudat în toată lucrarea Lui. Iubiții Domnului, dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul, să nu umblăm după slavă deșartă, întărțându-ne unii pe alții și pismuindu-ne unii pe alții. Iubiții Domnului, deci cum am spus, vrem ca în acest an să fim plini de Duhul Său cel Sfânt, plini de roada Duhului Sfânt și să nu umblăm după o slavă deșartă, să nu ne mai întărtăm unii pe alții, să nu ne mai pismuim unii pe alții, să nu ne mai mințim unii pe alții, să nu ne mai bârfim unii pe alții. Dorim, iubiții mei, iubiții Domnului, dorim ca acest an să fie un an, un început, cum mai bine spus, un început de pocăință, așa după voia lui Dumnezeu, nu o pocăință după voia noastră, să nu ne luăm noi o neprihănirea noastră, ci dorim ca neprihănirea aceasta să fie după voia lui Dumnezeu, neprihănirea care să avem să fie de la El, să fim neprihăniți în cuvântul Lui, să trăim după cum El dorește. Doresc să vă binecuvintez în numele Domnului nostru Iisus Hristos și Dumnezeu să fie slăvit în toată lucrarea Lui. Amin.